Așa. Am adus niște bunătăți. Vai, vă mulțumim frumos. O să le gustăm. Și o să vă spun cum sunt. De-abia așteptăm. Doamne ajută. Stai un pic, am și eu un dar pentru cofetăria voastră, da? Cofetăria Savor. Ce frumos sunt ambalate. Uite, o să iau așa. Și așteaptă-mă puțin să vin să fac ceva, da? Vreau să dăruiesc cofetăriei Savor cel mai recent CD-ul al meu, pe care l-am făcut eu cu soțul meu și cu parte din elevii mei, da? Uite, cu drag, cofetăriei Savor. Coleta. Să aveți o zi bună. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Cu mare drag! Mulțumim. Plăcută, vă doresc. Mulțumim! O să vă spunem cum sunt. Abia aștept să le gust. Mulțumim frumos! La Doamne revedere! Ajută. La revedere! Dragii mei, continuăm proiectul de a susține micii producători, așa cum am promis. Ce poate fi mai plăcut decât să te îndulcești? Și de asta dată gustăm lucruri faine, dulci, variate de la cofetăria Savor. Ei ne-au trimis aceste pachetele. O să-mi pun ochelarii să citesc scrisorica care mi-a trimis-o. Dragă doamnă, am crescut cu melodiile dumneavoastră de la Radio Reșița și ne bucurăm că avem ocazia să vă trimitem ceva dulce în semn de apreciere. Minunat! Ne-am născut și am copilărit în Reșița. În Timișoara am venit pentru studii, unde ne-am și stabilit, iar cu trecerea anilor, din pasiune pentru dulciuri și deserturi de calitate, am decis să deschidem o micuță cofetărie artizanală, Savor. Am investit practic totul în acest proiect de suflet, timp, pasiune și multă, multă muncă. În spatele bunătăților de acum se ascund numeroase studii sub îndrumarea unor renumiți șefi cofetari, multe încercări, multe eșecuri, multe nopți nedormite, rezultatul fiind un desert perfect. Atent echilibrat până la cele mai mici detalii, de la textură, gust și, evident, la aspect. Suntem implicați toată familia, 3 frați și mama, în acest proiect de suflet. Ne completăm de minune. Suntem binecuvântați să ne avem unul pe celălalt și să facem totul împreună. Ne place să lucrăm doar cu ingrediente naturale de cea mai bună calitate și promovăm gustul autentic dat de fructe și de ciocolata veritabilă. Motoul nostru pentru cei care apreciază gustul autentic și calitatea ne caracterizează cel mai bine în câteva cuvinte. Sperăm că vom fi pe gustul dumneavoastră. Cu respect, echipa Savor. Postscriptum. Produsele de astăzi sunt Quanto Cake, conține 4 sortimente diferite de tort, printre care ciocolata albă și zmeură, vanilie și fructe de pădure, ciocolată cu vanilie și nucă în caramel și Oreo. Al doilea produs este binecunoscutul Mille Fleurs, cremos la interior și crocant la exterior, aromat cu vanilie autentică. Wow! Abia aștept! Este nemaipomenit! Mulțumim frumos! O să le gustăm acum! Ia să vedem împreună cum sunt! Wow! Ia uitați-vă, dragii mei, cum arată! Hai să gustăm un pic! Uite, o să gust de aici, nu o să mai spun pe mine. Sau, ba da, ca să o vedeți și voi mai bine. Nu pot explica în cuvinte. Nu se poate explica în cuvinte cât e de bun. E fantastic.
abia aștept să mănânc pe tot. Wow! Wow! Ia uitați-vă aici! Parcă îmi pare rău să și încep să stric designul ăsta frumos. E super! Nu știu de unde să încep. Nu știu, chiar nu știu. Nu vreau să-l scot de aici afară, dar o să fac așa. Ia uitați-vă, dragii mei. Și să zic și eu ca baba mea. Și de unde să încep? Wow! Hai să luăm o bucățică din asta cu vanilie, așa alb, da? Hai să vedem. Cu ciocolată albă și fructe de culoare. Dragii mei, voi ăștia de la Savor, sunteți minunați, sunteți fantastici. E păcat să nu știe toată lumea ce grozav sunteți. Hai să gustăm și din ăla cu ciocolată. M-am spus că îmi pare rău să stric designul ăsta. Dar, wow, ia uitați-vă aici. Ce textură. Nimic pe lume nu te poate opri să mănânci așa ceva. Este fantastic. Dragii mei, o să vă spun o glumiță drăguță. Tocmai pe marginea acestui subiect, cu prăjiturelele. Două surori mănâncă dintr-o prăjitură și prima își ia o bucățică, o bucată mai generoasă, așa și înghite, și cealaltă îi spune: păi nu e drept, draga mea, păi ce, așa o bucată mare ți-ai luat? Și atunci îi spune: tu în locul meu ce ai fi făcut? Păi eu în locul tău aș fi luat o bucățică mai mică. Păi vezi? De aia ți-am și lăsat o bucățică mai mică. Sper că te-a plăcut bunica. Și dacă tot cei de la Savor sunt reșițeni de-ai mei, atunci un cântec cu dedicație, un cântec pe măsură. Dă-n reșița, mă vine, dorma, la 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 la. Ca și șața apă sub nori, la 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 la. Din reșița mă vine jale, la 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 la. Cum îi șața apă sub stele, la 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 la. Am mâncat multe deserturi, dar asta este fantastic. Mulțumim frumos! Vă felicit, dragii mei, sunteți nemaipomeniți. Și ar trebui toată lumea să guste de la voi, de la cofetăria Savor. Sunteți minunați! Mulțumim!